tries a duster. Fie vorba între noi, acum ne-am fi putut gândi și noi la așa ceva aici, dacă stai să... Știi de care e problema? Că noi ne-am fi putut gândi, dar e greu să-l ai pe Freddie Mercury și The Queen în your creative department. Dacă aș avea și eu director pe Dalí, Picasso și coleg pe Tarantino și partea de muzică asigurată de Queen, să vezi așa poate toată lumea. Așa poate toată lumea, asta zic și eu. They have it easy. Get in on the action. 3.5 million people worldwide are now driving a Dacia. E bine, după tot valul, știi, Romanians are coming și tot ce a mai făcut UK, să vezi acum The Stiff. The Dusters are coming. The Dusters are coming. E a nice payback. Dar uite cum arată, ce bine arată mașina. Păi așa arată mașina în realitate, ce n-ai văzut. Dai seama, filmată în Anglia, parcă arată mai bine. The Dacia Duster, from 9495. You do the math. Băi, eu cred că e și o chestiune de deschidere la umor, dacă vrei, pentru că să știi că și noi îl avem pe Marian Nistor, de exemplu. Și dacă e suficient de creativ... Absolut. Deci știi că până acum am două campanii cu Marian Nistor în sertar și deși au trecut într-o primă etapă alături de client, ne-am bucurat să nu zic tăpăli pe jos de râs de respectiva campanie, totuși n-au văzut lumina zilei. Can Sam Tompkins and his mates beat the Dacia Duster in a tug of war? Crezi că ei știau că Dacia e românească? Când... N-are, mă, nicio legătură. Uite, băieții ăștia care trăgeau de mașină, ei știau că e românească? Da. Partea pe care noi o cunoaștem mai puțin e că ei nu asociază neapărat asta ca medie în România și nu cred că o să explice cineva prea curând că Dacia e vreun brand românesc. Vreodată în UK, dacă mă întreb, că sigur nu prea curând. Dacia, proud partner of Rugby League. Și îți dai seama că campionatul Angliei e unul din cele mai tari din Europa. Bravo. Cumva ne mângâie pe noi pe orgoliu, să știi, da. Pentru ei este doar o super propunere de value for money asta. Este o mașină extraordinară pentru prețul pe care îl cer. Can Sam Tompkins carry his own body weight faster than the Dacia Duster? No. Iartă-mă, mi se pare interpretare impecabilă. E un jucător de rugby, nu e un actor. Că este chiar valabil. Poate au și regizori acolo, nu știu, zic. Da, nu știu, dar am încercat, dar... Care știu ce să ceară. Mi-aduc aminte de multe ore pierdute de noi, ca la final zile să ne prindem că tot n-avem dubla trasă, știi? Sunt convins că ei n-au petrecut 22 de ore de filmare. Dacia, proud partner of Rugby League. Dar noi știm lucrul ăsta? În afară de noi doi? Și acum o să mai afle încă 2-3. Can Sam Tompkins beat the Dacia Duster in a sprint off-road? Uphill? No. Ce ai făcut, Bobiță? Asta e bun de atitudine pentru următorul serial. Așa ar fi trebuit să fie toată campania. Ce ai făcut, Bobiță, no. Tompkins? Nu te văd că campania adaptată în România. Dacia, proud partner of Rugby League. Sigur că aici e de așteptat. De așteptat de acum seria. Is Sam Tompkins better at catching than the Dacia Duster? No. But he doesn't have a massive boot. Dacia, proud partner of Rugby League. Stai că mai am una și asta e cea mai frumoasă. Can Sam Tompkins beat the Dacia Duster to score a conversion? Hey, hai să vedem. Hai să vedem și pasta. Aici sunt curios ce face Duster de tot asta. Ia să vezi. Yes, of course. Excelent. Mă scuzați. Mă scuzați. E și o chestiune legată de simțul. Asta înseamnă să fii un competitor adevărat, să-ți recunoști când pasta punctul ăsta li tu, Bobiță. Dacia, proud partner of Rugby League. Dar ce drăguțe sunt, doamne. Sunt frumoase, mă. Rău. Și au, într-adevăr, autoironie și au... Mă întreb, are personalitate mașina. Are personalitate. I-au dat personalitate. Poate că uneori e nevoie să vină o agenție din Marea Britanie care să pună în valoare personalitatea românescă, pe care noi n-am reușit să o comunicăm, că noi am fost preocupați de alte lucruri. Eu să sar ție la beregată, tu să -mi dai mie două parte. Am fi tot timpul preocupat de chestia asta. Dacia, proud partner of Rugby League. Dar ăștia știu de aici, oare vorbesc de la Liga de Fotbal?
Eu cred că Liga de Fotbal n-are treabă cu subiectul. Știu, dar măcar să știe așa că, uite, că există Dacia care de fapt nu vrea să bage în mizeria asta, că se duce la... Mă rog, știu și oricum ce căcaturi fac așa, că n-am... N-are niciun rost să mai insistăm asupra subiectului.